Hai, salut toată lumea și bine v-am găsit! Eu sunt Bogdan, iar astăzi o să vorbim despre serverul de Rage al comunității Bizon. Înainte de a începe, vreau să ne adresăm pe scurt unia din cele mai mari dileme ale comunității Bizon, și anume... Mai băieți, acest server nu o să fie hard roleplay. Într-adevăr, modul de joc o să fie roleplay. Însă, sistemele o să fie hard RPG. Gândiți-vă la serverul de Sump, cu o economie mult mai grea, sisteme ce te vor taxa mai mult dacă greșești și un minim de roleplay. O să revenim la acest punct mai târziu, însă cum am zis, serverul nu o să fie hard roleplay. Nu cred că sunt singurul de aici căruia i-a fost dor de economia comunității de Sump din 2013, și anume, banii se făceau greu. Un Infernus era cumpărat odată pe an și în general tot ceea ce făceai avea valoare. Ce vremuri, ha? Ei bine, astfel de vremuri se vor întoarce pe comunitatea Bizon prin serverul de Rage, în care vei avea nevoie de un număr mirobolant de 120 de ore la skill maxim la un job ca să-ți poți cumpăra un Bugatti Chiron S200, care este cea mai scumpă mașină de pe server la momentul actual. Un lucru pe care îl apreciez enorm la acest server de Rage este că sistemele sunt create de la zero. Ceea ce vedeți este creat de cei doi dezvoltatori ai serverului, și anume Rocco și Mentusan, încă din luna octombrie a anului 2020. Cei doi au creat tot game modul de la zero. Absolut totul ce ține de cod și nu numai este creat de ei. Ba chiar au creat și sisteme din alte jocuri în sistemul de la Rage. Spre exemplu, sistemul de fish din Stardew Valley și sistemul de electrician din Among Us. După cum puteți vedea, serverul până acum nu pare deloc a fi hard roleplay, fiindcă nu este. Sistemele au fost create în imaginea un server pentru toată lumea. Asta înseamnă că este un loc plăcut pentru iubitorii de RPG, cât și pentru cei care merg full-time hardcore roleplay. Nu te obligă nimeni să rolezi non-stop orice faci și din nou, nu te va opri nimeni din a face un roleplay avansat. Un lucru de reținut, în interacțiunile cu ceilalți jucători, este necesar măcar un nivel de roleplay ușor. Acum, să zicem că printr-un miracol, tu și toți colegii de clasă ați făcut clacă și v-ați luat un Bugatti Chiron, vă doriți să-i dați talpă, blană și să decolați, nu vă oprește nimeni. În afară de băieții ăștia, permisul care poate fi confiscat, amenzi de plătit în cazul unei nenorociri, mașina se distruge cam atât de repede, plus că reparația este destul de scumpă, iar dacă cumva mașina este distrusă de tot, gen ia foc, o să plătiți 5% din valoarea acesteia pentru reparații. Acest 5% poate crește până la $125.000, ceea ce este mult. Consider că nu este nimic mai trist pentru un jucător al oricărui joc ca atunci când se întoarce din diverse motive de inactivitate să nu mai găsească serverul său. Aka, s-au lăsat și ăștia, mă. Ei bine, vreau să vă spun că acest server este susținut de comunitatea Bizon, comunitate ce a avut și continuă să aibă cel mai mare server de Sump din România, acesta fiind înființat în anul 2008. De atunci au fost update-uri constante, evenimente și echipa administrativă a încercat mereu să ofere cea mai bună experiență pentru fiecare jucător. Același lucru o să fie oferit și pe serverul de Rage de către echipa Bizon 5, echipă ce are în componența sa veterani cu experiență în domeniul administrativ. Măi băieți și fete, vreau să vă spun un lucru. Și sper că după acest video nimeni să nu mai aibă în ei stresul ăsta. Serverul de Rage și serverul de Sump au două echipe diferite, unul la mână. 2. Serverul de Rage nu a fost niciodată creat în ideea că o să înlocuiască Sump-ul. Acest server este creat de membrii comunității Bizon. Toți au jucat pe serverul de Sump și scopul nostru este de a oferi comunității de Rage din România un server original, creat cu pasiune și care să ofere stabilitate oricărui jucător de Rage român și nu numai. Acesta este un proiect separat. Evoluția sa nu o să influențeze în niciun fel activitatea echipei administrative de pe Sump. Să nu credeți că după ce se lansează serverul de Rage, pe Sump nu o să mai fie update-uri.
Atât timp cât serverul de Sump o să fie populat și este lume multă ce se joacă pe el, tot atât timp o să fie întreținut. Evoluția Sump-ului depinde strict de jucătorii acestuia, nu de echipele administrative, fiindcă fiecare persoană din staff își dorește longevitatea acestui joc. De asta au aplicat persoanele în staff, așa că vă rog, nu vă mai speriați pe tema asta. Sper mult că v-a plăcut acest video și că a fost folositor pentru voi. Pe toți jucătorii de Sump vă aștept cu drag pe cel mai tare server din România, și anume rpg.ulinuțazone.ro, iar pentru iubitorii de Rage, echipa noastră vă așteaptă pe serverul oficial de Discord al comunității Bizon 5, în care puteți afla mai multe detalii despre serverul de Rage. Eu am fost Bogdan, iar noi ne auzim cu bine data viitoare. Let's play together!